Salut! Suntem Serghei și Anisia și vrem să învățăm câteva trucuri pentru a face economie la căldură iarna asta. Hai să începem! 1. Regula unde smulți căldura crește. Corpul uman emană foarte multă căldură, așa că fă cât mai mulți copii și pune-i peste tot în casă. 3 în sufragerie, 2 în dormitor, 4 în bucătărie. Iar dacă n-ai cum să faci copii, cheamă toți vecinii cu toate animalele, tot ce au ei. Și rudele. Exact! Toate animalele. 2. Regula 2-20. Știi că atunci când te curentezi, corpul uman atinge până la 1800 de grade Celsius? Ei bine, cu o singură doză de curent, corpul uman rămâne cald 3 luni de zile. Iar dacă ți ții de mână cu persoana iubită, vă încălziți amândoi. Reciproc. 3. Regula picantă. Bagă cât mai multe condimente în mâncare. Cu cât mai iuți, cu atâta mai bine. Iar dacă n-ai bani să cumperi aceste condimente, hai să fim serioși cu orice român are o țuiculiță prin casă. Hai mulți ani străim! 4. Regula 30-60. Alergi 30 de minute prin casă, 60 de minute dormi cu toată căldura acumulată în corp. Iar te trezești, iar alergi 30 de minute, iar adormi 60 de minute cu toată căldura acumulată din corp. Și uite așa, o ții toată ziua. 5. Regula 100 de metri gardă. Multă lume confundă regula asta cu exercițiu fizic, dar e mult mai simplu. Vecinul tău are un gard de 100 de metri de scândură? Iei toate scândurile, pune-le pe foc și încălzește-te. 6. Regula Tenerife. Ia-ți o vacanță exotică de 3 luni de zile. Indiferent cât de scump o să fie, tot mai ieftin ajungi dacă stai să calculezi. 7. Regula 112. Stai în frig, adică la tine în casă, dezbrăcat, faci pneumonie, suni la 112 și ajungi la spital unde ai căldură gratis. Asta, bineînțeles, dacă ai noroc să dai de un spital unde există căldură. 8. Regula musafirul. Stai mai mult pe la prieteni, dar ai grijă că trebuie luați prin rotație, odată la 7 zile. Și foarte mare atenție ca ei să nu fi văzut clipul acesta, pentru că o să vină și ei la tine și nu mai faci nicio economie. No, iluzii termice. Ieși afară o oră în frig și stai acolo, după care intri în casă. Și ai să ai iluzia că ce cald dinăuntru. Băi, dar să știi că parcă e mai cald aici. E? Ți-am zis! Ting! 10. Regula termoizolare. Primești reviste de la lanțuri de magazine cu ofertele lor? Perfect! Ia revistele, mărunțește-le și bagă-le în haine. Dar nu te rezuma doar la cutia ta poștală. Ia toate revistele de la toți vecinii, pentru că ei oricum nu știu pontul ăsta. 11. Regula de 3 simple. Dacă luna asta încălzirea ți-a venit 10 milioane și luna viitoare consumi de 2 ori mai mult, cât o să-ți vină oare încălzirea? Exact! 43.275.000. Pentru că nimeni aici nu acceptă matematica convențională. Dar răspunsul nici măcar nu e important. Important e că ții mintea ocupată și nu te mai gândești la frig. Și bineînțeles, 12. Regula cărămida. Mulți dintre voi, când auziți regula cărămida, presupuneți că iei o cărămidă, o lași la încălzit, apoi o lași să-ți emane căldură în casă. Dar nu! Regula cărămida presupune o acțiune mult mai simplă. Iei o cărămidă, mergi la guvern și le f***i una în geam. Măcar să intre fric și la ei. Protip! O sobă de cărămidă are în jur de 200 de cărămizi, așa că ia toți prietenii și spor la încălzit.